Salut și bine v-am găsit la prof online pe exerciții de matematică. Bă, dar tu ești clasa care? Ce e la mână? Eu zic clasa a șasea. Așadar, punem la treabă cu Mario, o bună dispoziție după perioada de weekend, Mario pornind la lucru, da? Așa să zicem, un penar plus un caiet costă, să zicem, 25 lei. Un penar și un caiet costă 25 lei. Trei penari și trei caiete vor costa 25 plus 25. Așa, de 3 ori pe 25. Deci ai spus 25 plus 25 plus 25. 75. Care înseamnă? 75. 7 penare plus 7 caiete vor costa? 75 plus 25 plus 75. Deci 75 plus 25 plus 75. Da. Ai făcut 4 și încă 3, da? Da. Deci înseamnă 75 plus 75 plus 25 este egal cu? 175, că aici fac 150, da. Cu 25, 150, corect. Mai spune 10? Nu. 22 de denari plus 22 de caiete vor costa? 7 plus 7, 150 plus 150 plus 150 plus 25. Așa este, mă. Deci 150 plus 3. Nu, da. Nu, 7, da. Acum eu sunt că... Ce te-ai zis acolo? 75 cu 75. 175, sigur că da. Da. Da, da, da. Eu am scris prost. Dar tu ai spus bine. Păi 175 e registrat acolo. Așa. Deci 175. Plus 175. Plus 175 de 3. Și plus? 25. Plus 25. Ia să vedem cât facem. 20. Am deja 20. Așa, la unități ai până, da? 0 și 2 păstrăm la 10. 2 același cu 2. 4. Și cu 7. 11. Și cu 7. 18. Și cu 7. 26. 18 și cu 7. 25. 5 și 2 o ducem la sute. Da. 2 și 1. 3, 4, 5. 5. Deci costă 550. 550. Bun. Acum. 22 de denare plus 20 caiete costă 500, așa, 530. Ok. 550 și 530. Să văd cât costă 22 de penale. Deci, diferența face repede. Dintre 550, că tu aici vezi compararea, da? Aici compar, penale sunt la fel, aici apare diferența asta. Deci faci 530 minus 500, deci, 550 minus 530, egal cu? 0.00. Da. 532. Da. 20 lei. Costă câte penale? 20. Nu, câte caiete. Câte caiete costă? 20. Două. Două, asta, 20 lei costă două caiete. Am
90. Da? Un singur caiet? Peste toate 10. Așa. Deci rezultă că un caiet costă 10 lei. Da? Un caiet costă 10 lei. Cât costă o carte, un penal? 20 minus 10. Da. O? Cât face? 15. Deci un penal, rezultă că un penal, deci din 25 am scăzut 10, egal 15 lei un penal. Foarte bine de descurcat. Ai analizat corect, ai sesizat repede că jocul s-a făcut la caiete, da? Am și multiplicat cu multă grijă și am văzut repede calculele. E foarte bine chiar, foarte bine. Hai să mai vedem o altă problemă. Deci... Cu burțile sau cu ce să-i dați? Nu, o să zicem așa. Camere. Nu. Mă gândesc la următoarea chestie. Mario pleacă în excursie din Bacău. Cu bicicleta. Mergi pe bicicletă? Da. Cu... Mergi pe bicicletă. Da. Și în prima zi merge jumătate din distanța de până la Sascut. Da. Și până la Sascut face o mișcare adevărată. În prima zi face jumătate din drum. Deci, jumătate, da? Deci, ce înseamnă jumătate? Cât o făcea, am împărțit-o în două. În a doua zi, se scoală mai târziu și mai face încă jumătate din câte o rămas. Da? Încă jumătate din câte o rămas. Domnul profesor, mi-am amintesc cu firmele. O secundă. Și acum, în a treia zi, mai rămân 10 km. Da. Asta a treia zi. Gata, domn profesor. Cât e distanța de la Bacău până la Sascut? 40 km. Cum ai făcut? Nu, că nu știu. Nu cred. Păi dacă 10 km facem un sfert din drum. Așa. Un sfert din drum 20. Jumătate din drum 20. Și cu jumătate de drum, 40. Foarte tare, foarte tare. Deci tu ai văzut repede aici că suntem un sfert din drum. Da. Și atunci te-ai dus repede pe șmecherie și ai mers înapoi. Încă sfertul celălalt, jumătate de drum, 20 km și cu 20, 40 km. De acord cu asta. Deci înseamnă că distanța Bacău s-a scut egal 40 km. Foarte mare. Da, acum îți dau eu ție încă una. Uite așa. De la Bacău ai plecat tot cu bicicleta. Și ai mers până nu știu unde, abar n-am. București. Nu, cu bicicleta nu te duci la București. Satu Mare. Și ai mers... Satu Mare. Fii atent, ai mers... Nu jumătate de drum. Nu. 3 cincii. 3 cincii. 3 cincii înseamnă tot, îl împărțim în 3. Da. Și luăm doar, îl împărțim în 5. Da. Și luăm mai 3 bucăți. Deci îl împărțim în 1, 2, 3, 4, 5. Da. Deci, fii atent. Deci, ai împărțit în prima zi, da? Ai mers 3 bucăți de astea. 3 și 5. Ăsta de spune, ăsta de jos îi spune câte am împărțit. Da? Și ăsta îmi spune câte am luat. Da. Deci ăsta de jos îmi spune câte am împărțit și ăsta câte am luat. Da? 3, 5. Fii atent acum. Asta e mers în prima zi. Da.
În a doua zi, jumătate din câte au rămas. De jumătate din câte au rămas. Și în a treia zi merge 10 km. Iupi! Deci, prima zi 3-5, a doua zi jumătate din câte au rămas. Jumătate din câte au rămas. Adică mergem cu cartea asta, hai să spunem cea de-a treia. 20. Deci mergem cu cartea asta la 20. 20. Și a treia zi merge asta. 10. La treia zi 10. Cât? Care este distanța? Deci, fii atent, la 20 zi merge cu cartea asta. 50 de kilometri. Cum ai făcut 50 de kilometri? Vedeți? E aceeași linie. Acele bucățică, da? Da. Și după ai văzut bucățică, cum se mânca? 5. 5 bucățică. 50? 50. Excepțional. Foarte tare. Deci, ca să zici jumătate, tu te-ai prins că jumătate, adică asta o mers-o și o mers-o cu cartea asta. Nu m-ai prins. Nu te-am prins. Deci, bacul, ce acolo, să zicem, dincolo de s-a scut, Sfatul Mare. Așa, BA, AB, distanța AB, sau BC, să zicem BC, BC asta, distanța asta, BC, egal cu 50 de kilometri, pentru că tu ai observat bucața de bucățele astea. Bun. Băi, hai să mă duc și la altceva, că văd că nu te pot prinde. Trebuie să te găsesc ceva. După weekend, eu astăzi. Da, are o stare de bună dispoziție, când nu o pot să prind. Îl prinde acum. Cum? Păi uite așa. Ana are 17 ani. Da, da. Victor cu 5 mai puțin. Da? 5 mai puțin decât Ana. Maria are de 2 ori vârsta Ana. Câți ani vor avea peste 3 ani? Câți ani vor avea peste 3 ani? Victor l-am întrebat. Cât? 12 ani. Deci pentru Victor de data. Cu Victor ai zis. Victor. 12 ani. Înseamnă 17 minus 5 egal cu? 7. 12. 12 ani. Bun. Maria. Facem Ana 17 plus 17. Deci Maria 34. Are 17 plus 17 egal cu 34 ani. Așa. Păi nu am mai dat 34 cu 3. Așa. Deci peste câți ani vor avea? Peste 3 ani. Câți ani vor avea peste 3 ani? Cei 3, da? Împreună. Da. Împreună. 72. Am făcut 37 plus 15 plus 12. 37 ani Maria, da? Da. Apoi Ana. Ana. 20. Așa. 20 ani va avea Ana. Vă las calculul.
Da? Și? Victor? Victor? 15. Victor, 15 ani. Victor. Și atunci tu n-ai stat pe gânduri și ai adunat repede și cât a făcut? 72. Da. Cred că ai tu dreptate, nu știu, merg până așa. 5 cu 7, 2, și o să ce ținem la 20. Da. 30 cu 30, 60 cu 10, 70. Oare, 72 de ani vor avea cei 3 frățiori. Foarte tare. Oare, da. N-am făcut de mult problemele acelea. Cu vidre, cu acolo, acolo. Da, să câte prinde acolo, nu mai... Mă prinde. Simplu, ușor. Gratis. O problemă gratis. Deci... În plasa lui Mario, hai să văd, în plasa lui Mario, dacă ar mai veni, deci dacă ar mai veni trei băieți, da. Deci clasa lui Mario are 34 elevi. Dacă nu scrie, deci, mai simplu. Deci în clasa lui Mario sunt 34 elevi. Da. Dacă ar mai fi doi băieți, atunci numărul băieților ar fi de două ori mai mare decât al fetelor. Atunci numărul băieților ar fi dublu numărului fetelor. Adică băieții ar fi de două ori mai mulți. Adică 15 și 15? Nu, nu. Atenție, dacă ar mai fi doi băieți în clasă, dacă ar mai fi încă doi băieți în clasă, atunci numărul băieților ar fi de două ori mai mare decât al fetelor. 34. Frate, nici pe gândirea cum te-a prins. Dacă ar mai fi doi băieți, dacă ar mai fi doi băieți, da? Atunci numărul elevilor din clasă rămâne același? Tot 34, dacă ar mai fi încă doi? Nu. 34 minus... Păi dacă ar mai fi încă doi, dacă ar mai fi niște aceiași... 2? 2, deci... 6. Așa. Deci, dacă ar mai fi doi băieți, adică la 34 mai ajungă plus 2, ar face 36 de ele. Și în condițiile acestea, numărul băieților e mai mare de două ori decât al fetelor. Dacă ar fi mai mic băieții, numărul. Deci, care e numărul mai mare, la fete sau la băieți? La băieți. Băieți, fetele înseamnă atâta. Atâta. Și fetele înseamnă... Fetele înseamnă. Băieți. Și băieții înseamnă așa. Și încă o dată. Deci câte două ori. Deci o dată. La băieți, câte două ori mai mult. Da. Câte segmente sunt în total aici? Câte segmente sunt? De asta. Trei. Și cât fac în total acum? Cât sunt în total? 36. Da? 36. Fete, 32. Și să împărțim pe 36 în 3 pe câți? 8, 4, 8, 8, 3, ca să ne împărțim pe fiecare. Aaa, stau aproape sărcată! Cât vezi? 15, 15 și 3 și 3. Nu, nu, mă, de egal, trebuie să fie. 3 bucăți, 3 părți egale, 36. Dacă ar fi 30? 15 și 3. Nu, nu, în 3, în 3. 10, 10, 10. Da. Și mă rămas 6 ăla. Să-l împărțești pe 6 ăla, 3. 3, 3. 2, 4, 6. Deci 2, 2, 2. Da.
Da. Deci, odată, 36 se împarte 10, 10, 10, da. Plus 2, plus 2, plus 2. Da? 6 de la. Și deci cât fac acum? 12, 12, 12. Deci fiecare bucățică de asta cât este? Petre, sunt 24? Nu. Cine sunt? Băieții. Băieții sunt 24. Iar fetele sunt doar 12. Stop! Dacă ar mai fi doi băieți... 26! Nu, 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 atenție! Azi, dacă, mai, da, dacă ar mai fi doi băieți, dar după aia nu sunt, e nimic așa... 28! Nu. O secundă. Ei la început nu erau decât... Câți erau? 34! Da. Și noi am mai avisat încă doi, ca să facă dublu. Acum, din 24, trebuie să dăm pe cei doi în afară, că nu e... Cu amintea noastră era așa. Și atunci cât sunt aici? 22. 22. 22 e ăsta. Și cu 12? Ca să vedem. 22 și cu 12, 34. Excelent. Foarte tare. Dar și pentru ea așa a fost foarte tare. Că am zis, dacă ar mai fi... Și am zis, dacă ar mai fi doi copii... Nu erau, dar am visat noi, dacă ar mai fi, atunci s-ar întâmpla ca numărul băieții o să fie dublu. Am modificat data problemei cu cei doi, dar acum, după ce ne-au ajutat la împărțirea asta exactă, am făcut ce a făcut. I-am scăzut pe cei doi. Că nu erau. Că nu erau, dar dacă ar mai fi. Că din clasă sunt cât numai? Numai 34. Deci asta e foarte, foarte tare problema. Este de un nivel foarte rezultat. Nu, 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 păi a zis că trebuie să-l prind. Trebuie să-l prind. Trebuie să-l prind. Cu bine. Da. Păi știai de bine. Așa, acolo ești de deoare. Acolo ești de bazat, nu? Da. Cât mai avem? 5 minute. Mai avem 5 minute, da? Da. Bun. Atunci hai să faci și la copil. Sunt chiar că o problemă de bine. Ei. Da? Iupi. Uite. Sunt șapte vile, șapte vile, cu compoziția de 11 capete și 6 capete. Deci compoziția e de 11 și 6. Câte vile sunt cu 11, câte sunt cu 6, știind că eu dau 57 case. Poți să spui cu cel mai mare scenarii? Poți să spun? Că știu. Te rog. 77. Deci număr maxim de camere. 41. Deci număr maxim de camere este 77 de 77. Iar numărul minim camere de camere ar fi 42. Camere ar fi 42. Da? Ca să crezi cu tabul, 42. Așa. Dar e văzut, mai trăis. Acum vreau să întreb unde știi că faci făcut. Așa, 42. Pentru că l-am făcut pe 6 în 2, 33. Ai 33 și 33? Nu, am făcut pe 6, 33. 33 și 7. 21 plus 21. Foarte tare! Deci iată cum vede 7 ori 6. Atenție! Deci este... vede ca fiind 6 ori 7. Iar 6 ăsta vede 3 plus 3. Ori 7. Și el știe că 3 ori 7 face 21, plus 21, face 42. Da, foarte faci. Deci se observă, se așează, își vede de treabă în funcție de problemă, cu ce știe el. 7 ori 6. Și aici este o lecție de ce înseamnă învățatul tablei mulțiri. Da. Tabla mulțiri învățată pur și simplu mecanic, e foarte dificil. Dar așa, dacă el știe că 3 ori 7 fac 21,
Și pe 6 îl vede ca fiind 3 plus 3. Mi-au dat acum o lecție de ce înseamnă cum învățăm tabla muzicii. Da? În clasa 1 el și-a pus problema cum să facă legăturile. Că nu, până când se instalează în mintea lui 7-6-42, triada asta 7-6-42, îi trece mult timp. Și atunci el zice așa, știu 3 ori 7-21. Știu 21. Și încă 21, că e 3 plus 3. Deci, superbă ideea, superbă. Astea sunt lucruri care merită să fie foarte tare. Am, fiindcă mai pus pe treabă, aș fi întrebat cât fac 7 ori 9. 7 ori 9. Păi mai ales pe... Îl dau pe 7, 43. Și așa? Sau ca să te folosești de ideea ta de mai înainte? Așteptați. Da? Deci el a plecat altul ar să lăsăm pe mâna lui. Este greșeală ce a făcut eu acum. Așa trebuie învățat. Învățătorii care vor înțelege chestia asta, el ajunge aici, face și distributivitatea, e o proprietate foarte interesantă a adunării, face asocieri. Eu mă așteptam să știi, când m-ai întrebat 7 ori 9, să spui așa, egal cu 7 ori. În loc de 9, să zici 6 plus 3, smecher. Egal cu 7 ori 6, pe care îl făcusești mai înainte, și plus 7 ori 3. Mai ușor, dar profesor, 27 plus 9. Și așa, deci varianta ta, eu sunt încărcat. Dar eu, ce mai mult? Eu te-am împins pe culoar, pe varianta asta, așa am spus eu, când îi vei face tu, dar tu ai hotărât să faci altcumva și eu am fost de acolo, te-am lăsat și ai mers foarte bine. 7 ori 6 făcute înainte 42. Și plus 3 ori 7, care tu știi, era meseria și 28. Da. 42 cu 21, fac 63, vezi? Același rezultat. Important este să faci tu cum îți vine cel mai la îndemână. În concluzie, ce? Am intrat cu mine în clasa aceea. Da. Sigur că da. Îți rămâne din problema asta acasă, să faci cu 57 de divide cu... Și asta faci și cu cui trei probleme. Cu componența asta. Cu componența asta, adică trei probleme, încadrându-te cu numărul de camere între 7, 7 și 4. Dragilor, din nou a fost un festival din lecția asta, deci o încântare să poți stai de vorbă cu Mario într-o bună dispoziție, într-o zi. Într-o zi foarte bună. La revedere. Mario, și se facă, mă, prieten. Să nu uita de like, share, să vă abona la Prof Online. Și la revedere. Și la
naș la toată lumea. Și de pe stradă, care ne cunoașteți. Așa, așa. La revedere. La revedere.